Regia autonomă a filmelor a revendicat în luna mai Grădina de Vară și cinematografele Capitol, Dacia, Studio, Timiș, Victoria, Arta, Unirea, Freidorf și Fratelia. Radef își propusese să vândă imobilele și să construiască săl de cinema 3D. De atunci, autoritățile locale și județene le-au tot cerut guvernanților să lase în administrarea municipalității clădirea în care funcționează Filarmonica Banatul. La cea mai recentă ședință, guvernanții au emis o ordonanță de urgență prin care sala Capitol și Grădina de Vară revin în patrimoniul local. Sper să putem să începem acum un drum destul de nevoios de strângere de fonduri europene ca să începem cu sala, să o terminăm într-adevăr și să facem acel proiect versativ de amfiteatru, un fel de mult cultural, în care vă spuneam că vor fi cine care vor vinde artă, va fi un loc în care se vor ține concerte simfonice. Sala Capitol și Grădina de Vară aparțin Timișoarei din anul 1921 și au fost construite de municipalitatea de la acea vreme. Clădirea revine oficial Filarmonicii Banatul după publicarea ordonanței de urgență în Monitorul Oficial.